Iar acum, în această dimineață, m-am gândit să vorbesc puțin despre parenting, despre părinți, ce dorește Dumnezeu pentru copiii mei, ce dorește Dumnezeu de la mine, ce pot eu să fac pentru ca copiii mei să poată să ajungă ceea ce Domnul vrea să ajungă. În sensul acesta, vă rog să deschideți Biblia la 1 Samuel, capitolul 3. Vom citi de la versetul 1 la 10. Un pasaj pe care îl știți așa de bine. 1 Samuel 3, de la 1 la 10, pagina în Biblie 293, traducerea Cornilescu. Să ascultăm cuvântul Domnului. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel, Pe Samuel, el a răspuns, iată-mă. Și a alergat la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. El a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă că-și mai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și a zis lui Samuel, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți. Samuele, Samuele! Și Samuel a răspuns, vorbește căci robul tău ascultă. Amin. Iată-l aici pe omul lui Dumnezeu, Samuel. Și cunoaștem istoria lui. În spatele lui Samuel, în spatele acestui copil care a ajuns un om extraordinar în Vechiul Testament, un proroc al lui Dumnezeu, un judecător, un om al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu a lucrat. Stau însă niște părinți minunați. Stă o mamă care s-a rugat pentru el. O mamă care l-a vrut. O mamă care a strigat spre Domnul pentru ca acest copil să vină pe lume. Și mă gândesc că în această dimineață avem multe mame aici în mijlocul nostru și fiecare mamă are dorința ei ca toți copiii să ajungă ceea, ceea ce Domnul vrea să ajungă. Ei, vorbind despre mame, am găsit o notiță pe care am mai spus-o încă o dată cu o altă ocazie, însă vreau să o mai repet pentru că este bine să mai repetăm câteodată niște lucruri. Câteva lucruri care mama nu le-ar spune niciodată. Some things that your, mama, your mom would never tell you. Okay? So I'm, I'm sure you guys will get it because it's in Romanian, but it's, it's fun. Number one. Ești prea departe de televizor, dragul meu. Stai mai aproape ca să vezi mai bine. Number 2. Nu-ți face probleme, copile. Și eu, când am fost mic, am mai lipsit de la școală când nu aveam chef să merg. Number 3. Lasă luminile aprinse în toată casa, că arată mult mai bine așa. În toate camerele. Number four. Dăm -mi să-ți miros tricoul. Oh, poți să-l mai porți încă o săptămână. Number five. Ai găsit un cățeluș pe stradă? Poți să-l aduci la noi acasă, o să am eu grijă de el. Number six. Ei bine, dacă mama colegului tău de la școală a zis că ai voie să faci asta, atunci e ok și din partea mea. Number seven. Nu-ți trebuie jachetă, vântul acesta rece o să te călească. Number eight. Nu am niciun tissue paper cu mine, așa că pot să ștergi nasul cu mâneca. And number 9. The curfew este doar o oră orientativă. Casa asta nu este o închisoare. Eu nu sunt polițistă. Așa că poți să stai cu prietenii tăi cât vrei, chiar și după miezul nopții. You wish, yes? She won't say that. Ok, I'm sorry, uh, taților, pentru voi n-am nimic. <laughs> pentru că noi nu ne îngrijorăm chiar așa. Noi suntem mai cool un pic. Ei... Hey, Deseori, și asta este dorința mea ca părinte, să cunosc care este voia lui Dumnezeu pentru copilul meu. Ce vrea Domnul să ajungă copilul meu? Și câteodată, îngrijorându-mă, mă duc prea departe. Și aleg eu care e voia lui Dumnezeu pentru copilul meu. Și mă gândesc, ok, copilul meu trebuie să ajungă inginer sau doctor sau copilul meu să ajungă uh, this or that. O, vreau să vă spun ceva care poate să vă șocheze. Pe Dumnezeu nu-l interesează așa de mult. Ce carieră o să aibă copilul meu sau copilul tău. Ce pe Dumnezeu ne interesează alte lucruri, mult mai importante. Voia lui Dumnezeu este cu totul alta decât voia noastră de uneori. nu? Și trebuie să stăm lângă Domnul ca și părinți ca să putem să descoperim această voie și apoi să putem să îi ghidăm pe copiii noștri în sensul acesta. Eu, ca părinte și tu, ca părinte, și aș vrea, încă o dată, ca de obicei, când vorbesc despre părinți, întotdeauna eu fac un disclaimer la început. Și aș vrea să vă spun următorul lucru. Și eu cresc odată cu copiii mei. Și voi creșteți odată cu copiii dumneavoastră. Și ceea ce spun eu aici, unele le spun din practică, altele le spun dintr-o dorință de a sta lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vorbesc din poziția unui om care știe totul, nici nu pretind că știu totul. Și ori de câte ori predic, în primul rând îmi predic mie și mă gândesc ce responsabilitate am eu ca și tată pentru copiii pe care Domnul mi-a dat. Și vreau să împărtășesc lucrul acesta cu dumneavoastră. Ca și părinte, trebuie să am grijă ca, în primul rând, trebuie să am grijă copiii mei să fie dăruiți Domnului, să fie dedicați Domnului. Să dedic copilul meu Domnului. Este exact ce s-a întâmplat în această dimineață, nu? ca și părinte, când ai primit pe copilul acesta, vrei să îl încredințezi în mâna lui Dumnezeu. Vrei să-l aduci la biserică, vrei să-l aduci în casa lui Dumnezeu, vrei să se rostească o rugăciune peste copilul tău. Și mereu și mereu îi vei aduce aminte copilului tău, ai grijă, pe tine te-a ținut fratele păstor în brațe. Peste tine s-a rostit o rugăciune. Vedeți, femeia aceasta, Ana, vedem că în capitolul 1, versetul 11, se roagă și îi promite lui Dumnezeu că dacă Domnul îi va da un copil, îl va închina acest copil Domnului. Îl voi da înapoi, Doamne. Ți-l voi da înapoi. Și s-a dus în templu și a început să se roage și la un moment dat Eli, așa cum suntem noi păstori, câteodată prea plin de vlavie, prea plin de mai știu eu ce și spunem câte ceva care poate să te rănească și eli ce i-a spus? Femeia, du-te acasă, tu ești beată. Și Ana i-a spus, cum poți să spui așa ceva? Am gonna sue you. you. will lose your license. Cum poți să spui așa ceva? Nici nu mai vin la biserica ta. That's it, am plecat. Nu. Știți ce a spus femeia? Ana a zis, versetul 26, Domnul meu, iartă-mă. Iartă-mă că ți-am dat impresia asta să crezi că sunt beată. Cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Asta îi spune. Femeia asta nu are remușcări. Femeia aceasta, Ana, s-a rugat pentru copilul ei. A înțeles că micuțul Samuel a fost o binecuvântare de la Domnul. S-a rugat pentru el. S-a rugat și Eli, dar s-a rugat ea, nu? S-a rugat pentru el în casa Domnului, înainte de a se naște, și sunt sigur că s-a rugat după ce s-a născut. Apoi, l-a adus la casa lui Dumnezeu. A avut loc o ceremonie de dedicare a copilului. De fapt, în versetul 28, capitolul 1, îl aduce pe Samuel. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului. A venit cu soțul ei, cu Elcana, a venit și s-au închinat acolo Domnului. L-au închinat pe copil Domnului. Este exact ce s-a întâmplat în această dimineață în aceste două familii. L-a adus la casa Domnului. Și apoi a făcut un lucru pe care nu știu cum a avut puterea să-l facă femeia aceasta. L-a lăsat în casa Domnului. Capitolul 2, versetul 11, dacă vreți să l puneți acolo, l-a ținut pe copilul acesta până a fost înțărcat. Aproximativ la trei ani copilul în Israel era înțărcat. Pentru noi este tare ciudat să auzim lucrul acesta, însă taica mea îmi spunea că fratele lui mai mic avea trei ani și fugea de pe mama să-i dea țința. No. A, așa era atunci. Și a stat cu el și după ce l-a înțărcat, spune, Elcana s-a dus acasă la Rama și copilul a rămas în slujba Domnului înaintea preotului Eli. Și m-am uitat în Biblie de două ori și am zis, domnule, dar stai un pic. Că Elcana a venit cu Ana. A venit soț, soție și copil. Și apoi spune că Elcana s-a întors acasă. Și copilul a rămas în slujba Domnului. Oare ce, ce s-a întâmplat acolo? Poate că Ana a mai rămas un pic cu copilul ca să se obișnuiască copilul cu casa lui Dumnezeu. Sau, spun eu, într-un mod oarecum simbolic, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că inima Anei a rămas acolo, a rămas acolo cu copilul ei. Ea nu s-a mai întors acasă, dintr-un anumit punct de vedere, pe care cred că înțelegeți la ce mă refer. Dar, în primul rând, copiii mei trebuie să fie dăruiți Domnului. Domnul ne-a dat și noi trebuie să știm că nu sunt ai noștri și că va trebui să-i dăruim înapoi lui Dumnezeu. Și este foarte greu lucrul acesta. Însă, ce bine că atunci când ajung tineri, ne ajută ei ca să putem să -i mai ușor să-i să trimitem, pentru că ne fac probleme, așa e. În 2. Ce vrea Domnul? Vrea Domnul ca copiii mei să învețe să iubească lucrarea Domnului. Copiii mei să învețe să iubească lucrarea Domnului. Spune versetul 1 din capitolul 3. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Deja. Cuvântul se schimbă, nu mai este copilul Samuel, ci este tânărul Samuel. Se pare că au trecut deja aproximativ 9 ani. Tânărul Samuel este acum de vârstă de 12-13 ani deja, era un preteen. Era aproape de vârsta adolescenței. Și slujea Domnului în templu. Aici este ciudat oarecum spus templu, pentru că de fapt era un cort al întâlnirii. Templu nu avem numai după, numai odată cu Solomon. Dar, mă rog, pentru noi rămâne casa Domnului. Ce făcea orela casa Domnului? M-am uitat în Biblie și n-am găsit decât atât că el deschidea ușile templului. Asta era una dintre îndatoririle lui. El trebuia să deschidă ușile templului. Apoi, sunt sigur că a studiat legea lui Dumnezeu. Probabil a pregătit vasele pentru jertfă. Probabil a curățit incinta casei, nu? lucruri mărunte. Probabil... Mi-am lăsat mintea puțin să mai, să mai, să wander a little bit. Poate că unii care veneau la templu să se închine aveau nevoie de babysitting. Și poate el era un fel de acolo la nursery, avea grijă de copii. Slujea la templu. Făcea o lucrare pentru Dumnezeu. Cu siguranță că a învățat de la preotul Eli ce înseamnă să slujești. Și noi îi aducem pentru, pe copii la casa Domnului și îi învățăm să slujească. Și poate la început nu știu exact, nu pot să pătrundă semnificația acestei slujiri, dar este bine ca copiii noștri să se învețe să slujească la casa Domnului. Să fie parte din ei, să fie parte din rutina lor în modul bun, în înțelesul bun al cuvântului rutina. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, Samuel slujea la casa Domnului. Dar oare ce au făcut părinții în în tot acest timp. Știți ce a făcut? Am mai făcut alți copii. Spune contul lui Dumnezeu, Samuel făcea slujbă înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in, a, 2 cu 18. Apoi 19, mama sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jerfa din fiecare an. El i-a binecuvântat pe Alcana și pe nevastă sa și i-a zis, să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta care să-l înlocuiască, să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului. Și s-au întors acasă și Ana a rămas însărcinată și a născut trei fii și două fiice. Iată Ana care n-avea copii. Domnul i-a mai dat încă cinci. Nu? Pentru că Dumnezeu știe cum să completeze. Ana l-a dus la casa Domnului, dar nu a renunțat la responsabilitățile ei de mamă. N-a renunțat. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu că în fiecare an îi făcea câte o mantie mică. Ana era croitoreasă. Și aș vrea să punctez aici care este simbolul acestei mantii pe care Ana i-o aducea copilului ei în fiecare an. Din text reiese cam lucrul acesta că în fiecare an îl vedea o singură dată pe an. Vă dați seama, mamelor, să-ți vezi copilul o dată pe an? Să tough lady asta a fost. În primul rând, mantia aceasta a fost o mantie a dragostei. Ana nu putea să-l ține pe copilul ei în brațe, nu putea să-l îmbrățișeze în fiecare zi, așa cum îi îmbrățișăm noi pe, copiii noștri. Și a făcut această mantie în care, prin care copilul trebuia să simtă dragostea ei față de mamă. De mama. Când îmbrăca Samuel, micuțul Samuel, această mantie se gândea, asta mi-a făcut-o mama. Asta este semnul că ea mă iubește. Ea nu mă poate îmbrățișa, dar mantia aceasta când pun mâna pe ea știu că e de la mama. Frași și surori, oricât de răi sau de buni ar fi copiii noștri, să nu uităm să le spunem întotdeauna că îi iubim. Câteodată uităm. Noi îi iubim. Sigur că îi iubim. Și când îi batem, tot îi iubim. Când îi pedepsim. Nu să nu spun folosesc cuvântul bate, că suntem în America. Și când îi pedepsim, noi tot îi iubim. Dar trebuie să le demonstrăm lucrul acesta, să știe că iubim. Mantia dragostei. Al doilea lucru, care mantia aceasta poate să simbolizeze, este mantia protecției, nu? O haină te protejează de frig, te uh, protejează de soare. Dar mantia aceasta pentru Samuel era un simbol al protecției față de influențele din afară. Frate Clinșor, ce influențe din afară? Că acest copil era dus la casa Domnului, acolo e safe yes, right. În întâi Samuel 2 cu 12 ni se spune ceva despre fiul lui Eli. Fiul lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Wow! Copiii păstorului! De asta le-am spus la cei de la Sandescur și vă spun și dumneavoastră ca o paranteză. Vă rog frumos, dacă ați văzut pe copilul meu, pe copiii mei, că au făcut ce nu trebuie, vă rog frumos să-mi spuneți, ori mie, ori soție mele. Pentru că nu vreau copiii mei să fie spoiled, pentru că sunt copiii păstorului. Copilul meu este un copil ca oricare și da, câteodată avem tendința să punem pe ei prea mare povară, dar vă rog să-mi spuneți dacă a făcut ceva. Pentru că copiii mei nu au statut special în Biserica Agape, ca o paranteză numai. Ei, Samuel, deși a crescut la casa lui Dumnezeu, n-a avut the perfect environment. Copiii lui Eli erau răi. Și copilul acesta, Samuel, trebuia protejat de influențele din afară. Vedeți că câteodată avem impresia că dacă îi aducem pe copiii noștri la biserică, totul este great, o să fie păziți și e adevărat, într-un anumit fel sunt păziți. Dacă îi dăm la o școală creștină, nu o să aibă nicio influență din afară? Yeah, right. Au influențe. Dacă sunt împreună doar cu copiii de la biserică, chiar nimic nu o să fie rău. O să fie pentru că sunt copii. Avantajul când sunt la biserică este că noi părinții mai sunăm, ne mai sunăm și vezi copilul tău, uite ce a făcut. No problem. Vezi, luăm, luăm măsuri. Nu? Trebuie să fim vigilenți. Această mantie a protecției trebuie să am grijă să o pun pe copilul meu în fiecare zi din viața lui. Apoi, mantia aceasta este mantia înțelegerii. În fiecare an îi aducea o altă mantie. De ce? Pentru că această haină trebuia schimbată. De ce? Păi se uza, se rupea, apoi rămânea mică, nu? Vezi că nu mai prinde copilul, crește. Trebuie ca în fiecare an să am un different approach cu copilul meu. Samuel al meu este total diferit acum la 12 ani decât la 11 ani. Total diferit. Wow! Ce schimbări! Ce schimbări dramatice! Și parcă eu aș vrea să-l țin tot mic. Și am nevoie ca acum altfel să tratez cu el. Un alt approach. Și aceasta este provocarea pentru noi, ca părinți, când ne cresc copiii și mai ales noi care avem copii mici. În fiecare an, cu fiecare vârstă a copilului nostru, trebuie să ne ajustăm și noi. Și trebuie să înțelegem de fiecare dată alte probleme cu care ei se zbată. Să comunicăm cu ei, să putem să înțelegem mai bine. Și apoi, mantia aceasta este mantia unicității. Cum era Samuel Oare? Poate era mai căsuț, poate era mai slăbuț, poate avea mâinile mai lungi. Oh, copilul acesta era unic, era unic. Unic. Copilul meu, copilul tău sunt unici. Copilul meu cel mare este total diferit de copilul meu cel mic, așa cum copiii tăi sunt diferiți fiecare. Și pentru fiecare din ei trebuie să avem o altă mantie. A different way of approaching him. Okay? Deci, Samuel slujea, iubea lucrarea lui Dumnezeu, dar în timpul acesta mama avea grijă de el. Părinții aveau grijă de el, dar deoseb mama ne din textul acesta. Și l-au făcut să înțeleagă pe măsură ce creștea, au Samuel, tu ești închinat lui Dumnezeu. Tu ești un copil deosebit. Tu ești unic. Ai grijă. Păzește-te. Și lucrul acesta trebuie să spunem și noi copiilor noștri. Tu ești diferit în lumea aceasta. Oh, I know I'm different, I'm Romanian. No, no, no. Yes, you are Romanian, you're different, yes. Dar ești diferit pentru că tu îl iubești pe Dumnezeu și trebuie să-L iubești pe Dumnezeu și ești crescut într-o casă în care numele Lui Dumnezeu este predicat. Mergem mai departe. Copiii mei, ce trebuie să înțeleg? Copiii mei trebuie să fie așezați în locul unde Domnul poate fi găsit. Ia uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu aici. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Versetul 2, 3 cu 2. Tot pe vremea aceea, El începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui. El stătea culcat la locul lui. Versetul 3. Iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în Templul Domnului, unde era chivotul lui. Dumnezeu. Domnule, Samuel avea un loc deosebit unde stătea el. Unde era? Era în camera lui și avea un big screen TV. Cât i peretele lui de mare? Nu. No. Era acolo next to the Ark of the Covenant. Asta nu înseamnă că nu-i voi să uite copiii la televizor. Vă rog, voi dumneavoastră mă știți că nu sunt chiar așa de habotnic. Trebuie să avem grijă la ce se uită copiii noștri la televizor, nu? Și cât de mult se uită copiii noștri la televizor. Asta nu înseamnă că Samuel dormea în Sfânta Sfintelor, niciun caz, nu era voie. Dar Samuel dormea, avea un dormitor, avea un loc al lui unde se culca chiar lângă Sfânta Sfintelor, acolo aproape de chivotul lui Dumnezeu, so close to the Ark of the Covenant. Dar care era simbolul chivotului lui Dumnezeu? What was the symbol of the Ark of the Covenant? Who can tell me? The presence of the Lord. Aproape de prezența lui Dumnezeu. Samuel slujea lui Dumnezeu, dar Samuel probabil făcea lucrul acesta din rutină, fără înțelegerea semnificației. Probabil îi plăceau activitățile de la biserică, dar nu îl cunoștea pe Domnul. Și datoria lui Eli, datoria lui Ana, datoria părinților, datoria noastră este să-i punem pe copii cât mai aproape de prezența lui Dumnezeu. Cât mai aproape, în inima închinării. Este aici un, o frază, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și, desigur, are și o semnificație spirituală, dar semnificația este în momentul acela candela încă nu se stinsese încă, era aproape spre ziua. Atunci când dormi cel mai adânc, spune uh, cuvântul lui Dumnezeu în Exod 27 cu 21 că această candelă trebuie să ardă de seara până dimineața. Și înainte ca să se stingă această candelă, acesta este momentul în care Dumnezeu îi se arată lui Samuel. Dar Samuel trebuia să fie în locul acela unde Dumnezeu putea să fie găsit. Eu vreau să cred că acest copil a fost pus acolo în mod intenționat. Va veni o zi în care copilul Samuel va înțelege prezența lui Dumnezeu. O aplicație pentru noi. De asta vedeți că toată îi chemăm pe tineri de acolo să vină aici. De ce? A stat vreodată acolo. Este locul în care nu prea vezi ce este pe screen. Este locul în care nu prea poți să-l urmărești pe predicator. Dar dacă ești aici, parcă ești mai, mai aproape. Ok? Alt lucru. Trebuie să vină o zi în care copiii noștri să vină la biserică nu pentru că le place Sunday School, which is, oricum e bun, Sunday School is good, it's not wrong. Nu pentru că le place Oana. Nu pentru că le place Children's Church sau alte activități. Și pentru că vor să fie în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să vă rog ceva, mai ales duminică seara. Când este închinare, vă rog să vă uitați înspre copiii voștri. Nu vă bucurați când sunt cu mâinile pe sus și se roagă și cântă spre slava lui Dumnezeu. Eu cred că vă bucurați foarte mult. Și văzându-i cum se închină, vă dați seama, that's it. Copiii ăștia au ajuns în prezența lui Dumnezeu. Asta este. Copilul acesta a ajuns să se întâlnească cu Dumnezeu. Da, e adevărat, unii mai ies afară câteodată în timpul serviciului. What can we do? Dar va veni o zi. Va veni o zi în care cuvântul lui Dumnezeu îi va atinge. Va veni o zi în care Dumnezeu îi va chema pe nume. Va veni o zi în care se vor întâlni cu Dumnezeu. De aceea este foarte important să-i aducem și să-i punem în locul în care Domnul poate fi găsit. Amen? Amen? Amen. Number three. Number four. Ce doresc eu, ce dorește Domnul de la mine este ca toți copiii, copiii mei să fie învățați cum să discearnă vocea lui Dumnezeu. Copiii mei să fie învățați cum să discearnă vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbea rar în vremea aceea și Dumnezeu, putem să spunem că vorbește rar și în vremea asta, dar Dumnezeu vorbește. Sunt atâtea voci în lumea aceasta care cheamă copiii noștri, care ne cheamă pe noi. Și datoria noastră ca părinte este ca să îi învățăm ca să discearnă această voce. Care este vocea lui Dumnezeu? De trei ori l-a chemat Dumnezeu pe Samuel pe nume și Samuel n-a știut. A crezut că El îl cheamă. De-abia a patra oară după ce El a spus, ascultă, data viitoare când auzi, spune, vorbește Doamne, că -și robul tău ascultă, pentru că Eli și-a dat seama ce se întâmpla cu acest copil. Ei, pentru prima dată în viața lui, Samuel a avut de vocea lui Dumnezeu și habar n-are că este vocea lui Dumnezeu. Să nu ne mirăm când câteodată copiii noștri confundă chemarea lui Dumnezeu cu chemarea noastră. Știți, noi îi aducem la biserică. Trebuie să vii la biserică! Ei cred că noi îi forțăm să vină la biserică. Ei cred că noi le vorbim. Dar Dumnezeu îi cheamă. Ei, aș vrea să notăm ceva foarte, foarte important în acest pasaj. El i-a învățat din lecția dureroasă pe care a primit-o cu copiii lui. Copiii lui n-au avut discernământ de a deosebi vocea lui Dumnezeu. Copiii lui s-au depărtat de Domnul. Dar Eli acum când, trebuia să, când a trebuit să dea un îndemn, când a trebuit să dea un sfat pentru Samuel, a știut ce să facă. Fiecare din noi trebuie să învățăm din experiențele noastre amare și triste, chiar din viața noastră cu copiii noștri. Și să putem să aplicăm la copiii noștri sau chiar la alții. Și văd aici la Eli răbdare. Părinților, haideți să fim sinceri. Vine copilul tău de trei ori noaptea și te întreabă, Hei, ia, te trezești. Tu te mă copil, nu te și colcă te mă, lasă-mă în pace. Dar mai și mostri. vezi de treaba, auzi, culcă de acolo. Măcar că nu era copilul lui Eli, nu dă semne că a fost deranjat. A avut răbdare, nu l-a certat. Aș vrea să vă spun ceva care știți, mi stă bine, dar vreau să vă reamintesc Câte vreme copiii noștri ne pun încă întrebări, e bine. Câteodată ne bat la cașă. Ok, I'm, I'm, talking with your mom now, I'm not talking to you. Yeah, daddy, but... Câte vreme ne pun întrebări, bine încă. Pentru că va veni o vreme în care nu ne mai pun întrebări. În care o să le punem noi întrebări și ei nu o să răspundă. El i-a avut răbdare. El i-a avut înțelegere. El înțelege bine ce se întâmplă cu tânărul Samuel. Și cineva de pe bancă poate spune, sigur că da. da. Frate Crinișor, că asta deja era de vârsta bunicilor. Și bunicii ăștia au, ăștia se înțeleg nepoții. Și dumneavoastră ce se întâmplă când bunicii se aliază cu nepoții împotriva părinților. Întotdeauna este asta. Și el îi dă, dă dovadă de direcționare. Și a zis lui Samuel, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește Doamne, căci robotul tău ascultă a știu să-l direcționeze înspre ceea ce Dumnezeu a vrut de la el. Nouă ne este din ce în ce mai greu. Copiii au ajuns la vârsta la care au întrebări, încep să chestioneze modul nostru de închinare. De ce la voi, la român, se roagă și se strigă tare? Nu? Și noi spunem, pentru că așa a fost întotdeauna. Dar noi nu știm să uităm că ei merg undeva unde un singur om se roagă, spune o rugăciune și gata. Și trebuie să le explicăm de ce. Și ne întreabă. Încep să chestioneze moștenirea spirituală pe care o avem. De ce? Pentru că aleargă în diferite locuri, ascultă alte predici, ascultă, ascultă, alți predicatori. Ce vom face? Le vom interzice să nu te mai prind că te duci la biserica cu tare că nu știu ce să fac. Well, you cannot do that. Nu poți să faci lucrul ăsta. Un singur lucru poți să faci. Trebuie să învățăm să discearnă care este vocea lui Dumnezeu. Și dacă l-am învățat să discearnă care este vocea lui Dumnezeu, atunci va ști care este diferența dintre entertainment and worship, dintre un mesaj al lui Dumnezeu și un motivational speech. Și asta numai pentru... Dacă ei vor ști să facă această diferență și dacă noi vom ști să le spunem care este vocea lui Dumnezeu și vor înțelege ei prin cuvântul lui Dumnezeu. Copiii mei să fie învățați cum să discearnă vocea Domnului și ultimul lucru foarte rapid, copiii mei să devină adulți care se proclame cuvântul lui Dumnezeu. Copiii mei să devină adulți care să proclame cuvântul lui Dumnezeu. Spune versetul 15 aici: Samuel a rămas culcat până dimineața după ce Domnul i-a dat mesajul. Apoi a deschis ușile casei Domnului dimineața, s-a temut să istorisească, s-a temut să spună ceea ce Domnul i-a spus. Dar el i-a spus, spune, copile dragă, spune. Și din clipa aceea, Samuel a ajuns un profet, un om al lui Dumnezeu. Acum e adevărat, copiii noștri nu toți o să ajungă profeți, nu? Dar fiecare din copiii noștri, fiecare din noi, trebuie să ajungem niște martori, niște oameni care mărturisim despre Dumnezeu. Așadar, copilul meu va trebui să ajungă să proclame numele Lui Dumnezeu oriunde ar fi, să nu-i fie rușine de Domnul. Care este voia Lui Dumnezeu pentru copiii mei? Voia Lui Dumnezeu pentru copiii mei este ca ei să fie mântuiți. Number one. Să aibă o întâlnire cu Domnul. Ca ei să slujească lui Dumnezeu și apoi ei să mărturisească despre Domnul. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în 3 cu 19. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ nici unul din cuvintele sale, nimic. De ce? Pentru că acest copil, Samuel, a ajuns acolo încât să împlinească voia lui Dumnezeu în viața lui. Cum a ajuns? Prin participarea părinților, prin participarea păstorului, a bisericii. Copilul meu și copilul tău va ajunge să împlinească voia lui Dumnezeu dacă noi vom ști să facem toate aceste lucruri, să-i dedicăm Domnului, să-i învățăm să iubească lucrarea lui Dumnezeu, să-i punem în locul în care Dumnezeu poate fi găsit, nu? unde se poate să-L găsească pe Domnul, să-i învățăm să discearnă vocea lui Dumnezeu și apoi să ajungă adulți care să poată să proclame și să proclame Cuvântul lui Dumnezeu fără rușine. Aș dori ca Domnul să ne ajute la acest lucru. Este un job, este un lucru deosebit de greu, dar nu imposibil. Și nu uitați că l-avem pe Dumnezeu de partea noastră. Amin? Amen. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Și aș vrea să facem o rugăciune pentru copiii noștri. Suntem aici părinți majoritatea din noi suntem părinți, cei care nu sunteți părinți, rugați-vă pentru părinții voștri, rugați-vă pentru cineva din familia voastră și haideți să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere, să putem să răzbim în această luptă. Nu este ușor să crești copii în lumea aceasta, dar este atât de rewarding când vedem cum acești copii umblă și calcă pe urmele noastre și îl caută pe Domnul.